Am ales Bedinia pentru că am crezut în echipă. Am crezut în primul rând în acest proiect. Proiectul la care eu am dorit să fiu alături a fost proiectul atât al meu, cât și al domnului profesor Iana. Supra-specializările mele sunt în număr de 3. Este vorba de radiologia musculoscheletală, este vorba de examinarea imagistică a prostatei și în principiu a RMN multiparametric și examinarea de perfuzie la nivelul testului cerebral. Cu ce ajută expertiza mea? În primul rând că eu consider că un medic supra-specializat într-o anumită ramură a imagisticii are un mare avantaj față de cel care face o radiologie de tip generalist, prin faptul că se orientează numai pe anumite tipuri de afecțiuni și normal că în competiția cu un medic generalist va ieși oarecum avantajat. În clinica noastră, la clinica Medima, avem posibilitatea de a face examinarea de tip RMN musculoscheletal și practic suntem cei care venim în ajutorul ortopedului și medicilor de recuperare. O a doua investigație pe care noi o facem aici este examinarea RMN pentru prostată, care se face prin tehnica multiparametrică. O a treia ar fi examinarea de tip perfuzie pentru cerebral și la nivelul trunchiului cerebral și care ne aduce informații despre leziunile de tip neurologic și neurochirurgical. La Medima, în primul rând, avem aparate de ultimă generație. Vorbim de aparate de tip RMN de 1,5 Tesla, aparate Siemens, aparate de ultimă generație, echipate cu software de ultimă generație. Și ăsta cred că a fost și principalul punct care mi-a fost expus atunci când a fost chemat în echipa Medima. În echipa Medima am venit probabil și datorită acestui aspect că suntem capabili acum să facem examinările exact cum sunt făcute și în alte țări dezvoltate. Pacientul este cel mai avantajat de această examinare de ultimă performanță, atât de faptul că are parte de medici care sunt supra-specializați pe afecțiunea lui, cât și faptul că are parte de o examinare și de o interpretare la înalți parametri. Din punctul meu de vedere, la momentul de față, Medima vine cu aparaturi care sunt capabile să identifice obiectiv o parte din afecțiunile care până acum au fost oarecum încercate ca și diagnostice diferențiale la alte aparaturi. Cu siguranță viitorul va fi mult mai rapid decât ne imaginăm. Dacă acum 5-6 ani probabil că nu vedeam acest avânt al imagisticii, acum vedem avântul imagisticii în toate domeniile, în toate ramurile medicale. De la radiologie intervențională, de la stentare, de la radiologia de tip dedicat, cum ar fi examinarea RMN multiparametrică a prostatei, până la perfuzia cerebrală, care este oarecum a devenit uzuală în ultimii 5-6 ani și care, iată, a venit și în România. Din punctul meu de vedere, radiologia este încă la începutul dezvoltării ei și urmează niște descoperiri care le aștept să vină în următorii 5-6 ani. Este foarte bine să fii și radiolog generalist. Sunt convins că foarte mulți dintre colegii noștri care sunt din provincie, care trăiesc în orășele mici, sunt oarecum obligați să fie medici și radiologi generaliști. Avem avantajul, fiind și sistem privat și fiind și o echipă de doctori, să ne putem alege fiecare o parte din ceea ce iubim din radiologie. Și practic, pacientul trebuie să înțeleagă o dată venit la medic supra-specializat pe afecțiunea pe care o are, care parte de un medic cu experiență și expertiză pe problema lui.
Și avantajul comparativ cu ceilalți medici care sunt generaliști este că are parte de un examen dedicat și de o interpretare care are la bază cele mai noi tehnologii și cele mai noi informații în momentul de față.